M-am gândit ca pentru asta să revin la un subiect pe care l-am mai abordat eu de-a lungul timpului și despre care am discutat și cu care am experimentat foarte, foarte mult de-a lungul anilor. Din adolescență am tot experimentat cu subiectul ăsta și este vorba de încrederea în sine și sau mai degrabă, mai bine spun, lipsa încrederii în sine. Și motivul pentru care m-am decis eu să fac clipul ăsta este că m-am enervat cumplit când scrollam așa pe Insta Story și mi-apar story-urile cuiva, nu vă spun ale cui, care spunea că încrederea în sine nu se învață, te naști cu ea sau nu te naști cu ea, adică o ai sau nu o ai. Ceea ce da, poate să fie într-adevăr o chestie reală, dar dacă vă gândiți la copiii mici, dacă vă duceți într-o grădiniță, nu știu, și luați toți copiii de 2 ani sau de 3 ani, o să vedeți că nu prea au probleme cu stima de sine copiii mici, da? Deci asta cu te naști cu ea, da, s-ar putea să fie și o chestie, nu știu, ereditară, să moștenești ceva energii de la părinți și să ai tu mai mult tupeu că așa te-ai născut, dar eu cred cu tărie că încrederea în sine se învață sau se pierde pe măsură ce noi înaintăm în viață și mi s-a demonstrat de nenumărate ori și am experimentat pe pielea mea de nenumărate ori treaba asta, că încrederea în sine este ceva ce odată poți construi, poți câștiga, poți acumula, dar în același timp trebuie să și muncești foarte mult pentru a avea această încredere în sine, în tine, în forțele tale, în ceea ce faci. Nu e ceva ce ai atins odată și rămâne acolo pentru totdeauna. Nu este ceva ce, nu știu, ai gustat. Nu e o poțiune magică pe care o bei odată și rămâne cu tine pentru tot restul vieții tale. Nu. Ca să ai încredere în tine, trebuie să muncești constant și trebuie să faci anumite lucruri constant. Și în mare măsură, treaba asta depinde foarte mult de felul în care gândești, de felul în care te raportezi tu la lumea ta din jur și de comparațiile pe care le faci. Pentru că de cele mai multe ori oamenii lipsiți de încredere în ei și în forțele lor trăiesc și într-un mediu toxic. Și asta vă spun din experiență și vă spun din tot ce am observat și din tot ce am reușit să studiez eu de-a lungul timpului. În general, dacă n-ai încredere în tine, înseamnă că felul în care te raportezi tu la mediul din jurul tău este unul toxic, ai oameni toxici pe lângă tine, ai o mulțime de lucruri toxice în viața ta și pe lângă asta ai tendința să faci foarte multe comparații, da? Iar o mare problemă a oamenilor cu low self-esteem este că se compară întotdeauna cu ceilalți, au grijă la ce spun ceilalți, constant, constant sunt atenți la ceilalți, mai puțin la ei, la ce simt ei sau la ce vor ei să facă. Și plecând de la treaba asta, un prim aspect la care aș vrea să aveți grijă și la care aș vrea să vă gândiți este felul în care vă raportați la anumite situații. În momentul în care nu ai încredere în tine, crezi cu tărie că nu ai capacitatea de a face anumite lucruri, nu ești suficient de deștept să faci anumite lucruri, nu ești suficient de bun pentru o mărire de salariu, nu ești suficient de bun pentru, nu știu, un anumit job, nu ești suficient de bun să dai la școală, la facultate și așa mai departe, adică nu ești suficient de creativ, nu ești suficient de talentat și așa mai departe. Ai tot timpul impresia că tu nu ești suficient și cel mai probabil și sentimentele astea sunt alimentate și de cineva din jurul tău. De-aia trebuie să aveți mare grijă la aspectul ăsta și trebuie să înțelegeți că, da, ne naștem diferiți ca oameni, ne naștem cu păreri diferite, cu experiențe diferite, plecăm din medii diferite, dar asta nu înseamnă că dacă cineva a făcut ceva, nu poți face și tu. Da, poate eu personal nu pot să-mi iau permis de conducere din cauza vederii mele, dar asta nu mă împiedică să fac alte lucruri. Adică nu mă împiedică să învăț să pictez, nu mă împiedică să fac alte lucruri care îmi solicită vederea, da? Și așa mai departe. Chiar într-o carte pe care am citit-o undeva în adolescență și care m-a
m-a făcut foarte serios să mă gândesc la treaba asta cu încrederea în sine a fost genul ăla de carte care a venit fix la momentul potrivit în adolescența mea, când aveam mari probleme cu încrederea în mine. Cartea lui Ben Carson, Gândește cu tezător se numește în română, dacă o găsesc vă las linkuită în descriere. Ben Carson este un neurochirurg foarte celebru din Statele Unite și el la fel avea probleme cu încrederea în sine când era copil, pentru că era marginalizat de toată lumea, de colegii de clasă, de profesori, fiindcă nu era un elev foarte bun la învățătură. Și știți cum sunt stereotipurile alea și stigmatele alea pe care ni le pun de obicei oamenii. Dacă nu ești bun la învățătură, înseamnă că nu ești inteligent, că nu ești bun la nimic, da? Și el trăia la fel cu impresia asta și mama lui îi spunea constant, dacă alții pot să facă ceva, înseamnă că poți și tu. Nu ești cu nimic mai prejos decât ei și ei nu sunt cu nimic superiori, da? Dacă cineva a putut să facă ceva, poți și tu să faci lucrul ăla. Da, sunt excepții în viața asta, evident că nu toți ne naștem Chopin sau nu toți ne naștem Da Vinci și așa mai departe. Deci sunt anumite excepții, sunt geniile, știți, printre cu care nu te poți spune, dar asta nu înseamnă că în mediul din jurul tău nu poți avea mai mult, adică nu poți face mai mult și mai ales dacă îți spune cineva că nu ești în stare de nimic. Și asta mă deranjează foarte tare când aud oamenii în general spunând chestia asta, nu faci aia, nu faci aia, nu ești în stare de nimic, nu ești bun de nimic, nu faci nimic cum trebuie. Nu-și dau seama cât de toxic este discursul ăsta și cât de mult rău poate să facă. O altă problemă a persoanelor lipsite de încredere în ele este că au impresia nu doar că nu sunt suficient de bune, ci că sunt inferioare, da? Asta este iarăși o chestie alimentată tot așa din copilărie, când zice stai cu minte, nu face aia, lasă, nu te băga tu în față, nu atrage tu atenția și așa mai departe și a ajuns să crești cu impresia că, bă, știi, nu sunt suficient de bună. De foarte multe ori discut cu voi și am discuții lungi cu fete pe Instagram vorbesc despre pictat sau despre desenat și tot timpul aud fraza, vai, eu nu sunt capabilă de așa ceva. Dar ai încercat? Că eu am două mâini stângi. De ce? De ce nu încerci? Încearcă, poate descoperi, nu știu, că pictatul îți place și poate chiar ai un talent ascuns pe care nici tu nu știai. De ce trebuie să pleci de la premisa, eu nu sunt capabilă? Dacă îți place ceva și vrei ceva cu disperare și vrei ceva neapărat, ești capabil, găsești resurse și poți să treci peste chestiile astea. Dar este o formă de a gândi care ni se implementează de mici pentru că e mai bine să fii acolo, să stai liniștit în banca ta, să stai la o parte, să nu te bagi, să nu-ți visezi la prea multe lucruri, să nu aspiri la prea multe lucruri, să nu-ți dorești prea multe, știți? Și ni se implementează chestiile astea de mici și ajungem adulți în toată firea, când ar trebui să ne luăm, nu știu, viața în mâini și să o mâncăm pe pâine, să ne gândim, eu nu sunt suficient de bună să fac aia, eu nu sunt capabilă să fac așa ceva, eu nu sunt bună. Țin minte că am zis odată cuiva, foarte apropiat, la un moment dat, am zis că vreau să scriu o carte. Eram, nu știu, după facultate, eu vreau să scriu o carte și vine la mine și zice, și începusem să scriu, aveam planul de carte, adică mă pusesem pe scris, scrisesem, cred că, un capitol deja din cartea aia și era foarte clar în mintea mea ce vreau să fac, așa, știți, plecasem cu ideea asta. Cred că au fost cumva primele nopți după licență când stăteam până noaptea târziu să scriu și compuneam idei și chestii de genul ăsta și m-a pus aghiuță să îi zic persoanei astea că, știi, eu vreau să scriu o carte și am să o public și am să fac eu cumva să o public și nu știu ce și să mă întoarce așa când stătea cu spatele la mine și să întoarce așa să nu se uite la mine așa zeflemitor, așa, știți, și cumva cu superiorii să vezi. Da, scrii tu o carte. Cum să nu? Dar tu știi ce e o carte? N-ai cum să scrii tu o carte. Și mi-aduc la minte fix momentul ăla pentru că am simțit efectiv cum mi-a tăiat tot elanul.
s-a terminat tot din punctul ăla, știi, din punctul ăla nici nu m-am mai atins, deci nu m-am mai atins de calculator, săptămâni întregi nu mi-a mai trebuit, la modul ăsta, deci a fost o chestie pentru că m-a lovit foarte tare genul ăsta de remarcă și în momentul în care ai asemenea persoane pe lângă tine, e foarte grav, e foarte rău, pentru că îți taie elanul și îți taie pofta de viață fără să-ți dai seama și e important să fii foarte sigur pe tine și pe ceea ce vrei, ca astfel de persoane să nu te poată influența, dar este foarte greu pentru majoritatea dintre noi. Dar asta vine prin exercițiu. Detașarea asta de genul ăsta de persoane vine prin exercițiu și vine în timp. Nu o poți face de la o zi la alta și nu o poți face fără să te simți într-un fel vinovat că îi dai la o parte pe oamenii ăștia. Există un soi de sentiment de vinovăție când ai asemenea persoane. Promit că o să vorbim într-un clip viitor și despre persoane toxice. Mă tot țin să fac clipul ăsta, dar mă reține ceva și am să vă zic până la urmă ce mă reține. O să vorbim despre persoane toxice și acolo discutăm mai mult despre și despre sentimentul ăsta de vinovăție. Un alt aspect important la care aș vrea să vă gândiți când vine vorba de încrederea în sine și mai ales de lipsa încrederii în sine este că trebuie să vă gândiți cum ați ajuns în punctul ăla. De ce ați ajuns așa? Există o traumă din copilărie, o traumă, nu știu, recentă din viața voastră care v-a dat peste cap, a fost un setback, să spunem, sau este vorba exact de ce spuneam mai devreme, de mediu toxic din jurul vostru, de persoane toxice din viața voastră, de persoane toxice din familia voastră, de parteneri toxici, că sunt o mulțime de parteneri toxici și așa mai departe. Deci este foarte important să te gândești cum ai ajuns în punctul ăla în care ai ajuns să crezi despre tine că nu e suficient de valoros, că nu e suficient de bun, că nu contezi suficient de mult și că nu ești practic suficient pentru lumea din jur, că pentru universul ăsta. Cum ai ajuns în punctul ăsta? Este foarte important să depistezi lucrurile astea odată, pentru că îți dai seama ce a declanșat sentimentul ăla, pentru că de fapt sunt mai multe sentimente, este un amalgam așa de sentimente acolo și îți dai seama ce le-a declanșat. În al doilea rând știi ce poți să faci pe viitor, ce uși să închizi, pe cine să dai afară viața ta sau din cercul tău apropiat, astfel încât să nu mai ai parte de asemenea energie și de asemenea înveți în timp la ce să nu mai apleci urechea, ca în cazul meu cu cartea, știți? Înveți la ce să nu mai apleci urechea și despre ce să nu mai asculți părerile altora. Următorul pas din punctul meu de vedere este să încerci pe cât posibil să te detașezi de absolut toată lumea, fie bună, fie rea din viața ta, să te detașezi pentru o perioadă, fie că asta înseamnă să te retragi într-o cameră, fie că înseamnă să pleci într-o vacanță de unul singur, 3 zile, fie că asta înseamnă orice pentru tine, să te detașezi de de oamenii din jurul tău și să stai foarte bine, să te gândești la lucrurile pe care le vrei tu, de ce le vrei, cum le vrei și pe care tu le vrei, nu pe care ți le dau alții. Nu face lucruri doar pentru că ar trebui să faci, dar pe principiu, hai că fac copil, că trebuie să fac copil, hai că mă apuc să mă mărit, că trebuie să fiu și o măritată, știți? Ceva de genul ăla, da? Nu face chestii, nu strece pe lista aia lucruri pe care doar trebuie să le faci, că așa sunt normele sociale și așa spune lumea și așa te împing părinții de la spate sau mai știu eu cine, da? Trebuie să ai în minte foarte clar lucrurile pe care vrei tu să le faci și de ce vrei să le faci și cum vrei să le faci. Dar asta pentru că vrei tu să le faci. Nu contează ce zice, cum zice, cine ce părere are. Apropo de asta, îmi vine în minte acum un scenariu cu o colegă de facultate, o colegă de facultate cu care mă înțelegeam foarte bine, o fată foarte drăguță, foarte bună, care tot așa trăia într-un mediu toxic. Discutând cu ea de-a lungul timpului, mi-am dat seama că trăiește într-un mediu foarte toxic, în sensul că părinții ei nu aveau o educație prea strălucită și erau exact genul ăsta de oameni care
ascultau la ce zice lumea și ce face lumea și tot ce făceau, făceau după ce zice lumea ca să fie în tipare, să nu cumva să iasă în evidență cu ceva sau să rupă tiparele. Și a fost influențată puternic de treaba asta și era într-o relație la fel foarte toxică în care partenerul ei îi spunea tot timpul că nu e bună de nimic, că nu face nimic, că nu e în stare de nimic, că e o persoană inutilă și o făcea să se simtă foarte, foarte rău. Și am văzut-o pe parcursul celor 3 ani de facultate, de la o fată jovială, drăguță, așa, migrând către o fată în depresie, tocmai din cauza asta, în special din cauza partenerului. Și era, la un moment dat discutam cu ea și îi spuneam, măi, dar nu vezi că-ți face rău? Adică ajunsesem în punctul în care discutam cu ea și îi spuneam, nu vezi că lucrurile astea pe care ți le spune îți fac rău? Adică sesizezi, nu-ți dai seama că te face să te simți prost? Și a zis, ba da, dar nu știu ce să fac. Păi pleacă din punctul ăla, ieși de acolo, lasă-l, fă ceva, nu știu, schimbă ceva, dar nu mai asculta, fă ceva astfel încât... Ca să constat după aia, după câțiva ani, că s-a căsătorit cu persoana respectivă, doar de frică că ar putea să iasă din tiparele astea. Deci, da, știu, este foarte, foarte înspăimântător să ieși din tipare și să ieși din lumea asta și să ieși din mediul ăsta în care e toxic, în care trăiești, în care ți se spune că nu ești bun, în care poate oamenii se folosesc de tine și așa mai departe. Este foarte înspăimântător și este trist și este rău și este greu să ieși de acolo, dar trebuie să o faci pentru binele tău, în primul rând pentru binele tău psihic, apoi pentru binele tău general, pentru că altfel nu o să evoluezi, altfel vei rămâne la același nivel submediocru ca cei din jurul tău, pentru că oamenii în general nu apreciază evoluția și ieșitul ăsta din cercurile lor, știți, standard. Uitați, eu stau la țară și știu foarte bine chestia asta, adică m-am uitat în jurul meu și știu foarte bine, eu sunt o parie a societății în momentul de față, tocmai pentru că nu fac absolut nimic din ce ar trebui să fac și n-am grijă la ce spune lumea și e o mare problemă, știți, asta aici. Și e înspăimântător, e înfricoșător, dar trebuie să faci chestia asta pentru tine. Adică trebuie să rupi cumva lanțul ăsta toxic și să rupi cumva barierele astea și să te decizi că vrei mai mult. Și încrederea în sine, v-am zis, nu se dobândește stând în același mediu și făcând aceleași lucruri, ci trebuie să ieși din zona ta de confort. Știu că sună foarte clișeic asta cu ieși din zona ta de confort, dar ce înseamnă să ieși din zona ta? Orice înseamnă opusul a ceea ce ai făcut până acum. Aia înseamnă să ieși din zona de confort. Orice te face să tremuri în secunda în care te-ai gândit numai la lucrul ăla. Da? Dacă te face să tremuri și ți se pare, aoleu, mă spăimântă, ăla trebuie să-l faci. Ăla e lucrul pe care trebuie să-l faci. Și da, știu. Eu mai am mult de învățat pe subiectul ăsta și vă zic din experiență, e atât de greu, e al naibii de greu, dar dacă te ambiționezi, la un moment dat iese. Îți iese și treaba asta și pe măsură ce începi să faci lucruri din astea care te scot din zona ta de confort și care sunt altfel decât tiparele care ți-au fost ție scrise undeva în minte de mic, și vezi că lucrurile alea merg, adică le faci, faci lucrurile diferit și vezi că sunt bine și că poți și că ești capabil, adică ups, am constat că sunt capabil de lucrurile alea, îți dai seama că bă, e chiar bine, e chiar bine să fac lucrurile diferit, ia să mai încerc, știți? Și așa se construiește încrederea în sine. Nu se construiește stând pe canapea, mâncând chipsul și spunând, aș vrea să slăbesc, dar nu pot. Și vine cineva și spune, la ce, Doamne, iartă-mă să slăbești, că oricum ești prea grasă pentru universul ăsta, știți? Și tu atunci te simți rău și zici, da, corect, da, de ce să mai slăbesc, știți? Adică nu așa se construiește încrederea în sine. Un alt lucru legat de încrederea în sine la care țin foarte tare și este în strânsă legătură cu încrederea în sine este hobby-ul. Găsește-ți un hobby care nu presupune făcut bani.
care nu presupune obligația de a face bani. Deci nu știu cum să mai spun chestia asta și în ce limbă să o spun și în ce fel să spun treaba asta, pentru că am ajuns o societate atât de îndobitocită pe ideea că totul trebuie să facă bani, din totul trebuie să iasă bani, tot trebuie, nu mișc un deget dacă nu fac bani, încât am ajuns să nebunim cu toții. Uitați-vă la ce reacție au oamenii pe stradă și cât de frustrați sunt și cât de angoasați sunt. Tocmai de aia, pentru că sunt prea concentrați acolo, sunt prea îndârșiți, vreau bani, 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 acum dăm bani. Știți? Adică nu mișc fără să fac bani. Trebuie să ai un hobby, să faci ceva de plăcere. Și de ce ajută asta la încrederea în sine? De aia, pentru că în momentul în care faci ceva mâinile tale, fie că înseamnă sport, fie că înseamnă că pictezi, fie că înseamnă că mâzgălești, fie că înseamnă că croșetezi, fie că înseamnă orice altceva care ție îți provoacă plăcere, îți dă o satisfacție deosebită și îți dai seama că pot să fac ceva, nu sunt chiar atât de incapabil. Pe lângă asta faci ceva pentru tine. Da, iarăși, trăim în era în care, este, mai ales ca femeie, este extrem de egoist să faci ceva pentru tine, nu trebuie să faci. Discursul general este, da, fă ceva în fiecare zi pentru tine, dar în momentul în care începi să pui chestia asta în practică, toată lumea se uită așa la tine. Mamă, dacă de egoistă ești, dar cum poți să-ți aloci atâta timp, știți? Iarăși trăim în epoca în care ipocrizia este la rang înalt, chiar pe primul loc dacă nu mă înșel, și asta pentru că discursul general spune una și când începi să aplici ceea ce spune discursul general, ești privit așa ca o paria societății, ca o... Dar cum îndrăznești să-ți aloci atâta timp, știți? Dar cum îndrăznești să nu stai peste program? Adică cum îndrăznești să ai tu timpul tău personal? Vai, dar nu se poate așa ceva, știți? Ceva de genul ăsta. Deci trebuie să-ți găsești un hobby care să te alimenteze cu energie. Că un hobby care nu presupune îndârjirea asta pentru bani te alimentează foarte mult cu energie. Și îți dă încredere în tine, te face să te simți bine. Când te simți bine, te vezi puțin în altfel decât te vedeai înainte. Te vezi un pic mai într-o lumină pozitivă, așa, te vezi mai altfel. Nu te mai vezi atât de incapabilă și atât de nesemnificativă și atât de lipsită de substanță ca înainte. De-aia e bine să-ți găsești un hobby și pe lângă asta îți distrage foarte tare atenția de la cine ce zice, mintea ta nu mai circulă în toate direcțiile, se concentrează pe hobby-ul respectiv și este foarte, foarte important să, ca mintea să fie cumva concentrată și să nu umble razna așa și să nu-ți aducă în minte tot felul de idei, de chestii, de... Un alt lucru foarte important legat de încrederea în sine este să schimbi discursul față de tine și am avut discuția asta cu foarte multe fete de-a lungul timpului. Doamne, deci nu știu cum să pun mai bine asta în aplicare și să vă fac să înțelegeți că este foarte important să aveți un discurs prietenos cu voi. Pentru că majoritatea spuneți, sunt incapabil, nu sunt eu în stare de așa ceva, eu sunt proastă, nu pot să rețin aia, eu nu reușesc, adică și veșnicul nu pot din start, știți, hai să facem aia, nu pot. Deci nici nu te-ai gândit, nu pot, știți? Pentru că avem un discurs foarte toxic, știți? Sau aia cu, ce blondă sunt, ce proastă sunt, alea sunt cuvinte foarte nocive. Știu că și eu le mai fac, dar eu le fac la modul sarcastic, adică am trecut de nivelul în care mă afectează chestiile astea și pot să le fac cu mine. Deși sunt situații în care aș prefera să nu aud lucrurile astea, să nu mi le spun. Am și eu momentele mele când prefer să nu-mi spun lucrurile astea, dar... știu în general că le zic ca o glumă, dar cel mai bine, mai ales în situația în care sunteți la pământ cu încrederea în sine, cu moralul și cu toate cele, este să nu vă spuneți lucrurile astea. Sunt prea leneșă, sunt prea puturoasă, sunt prea nu știu cum, sunt prea... După standardele cui? După standardele voastre și standardele voastre vi le-ați făcut voi, vi le-ați construit voi sau vi le-a construit altcineva... proiectându-și impresiile asupra voastră. Deci, mare atenție și la aspectul ăsta. Este foarte important să-ți dai seama dacă principiile tale sunt ale tale pentru că tu ți le-ai construit sau le-a construit altcineva.
tu spui că nu e bine să omori și ești împotriva criminalilor. De ce? Pentru că ești convinsă că este un lucru rău, ai analizat, ai stat și ai analizat chestia asta și ți-ai dat seama că e un lucru rău, sau pentru că așa ți s-a spus în copilărie. A, criminalii sunt niște nenorociți, nu trebuie să existe. Deci, mare atenție! Este o mare diferență și aici foarte mulți au problema cu principii, cu standarde, cu viziunea asupra vieții și așa mai departe. Mulți au o problemă pentru că au impresia că alea sunt părerile lor, dar de fapt sunt părerile altora, a familiei, a cunoștințelor și așa mai departe, a altor persoane proiectate asupra lor și le-au însușit ca și cum ar fi a lor, pentru că de frică să nu cumva să gândească altfel. Și ca să revin, că am divagat foarte mult, m-am dus până la Ploiești și m-am întors, ca să revin, e foarte important să ai grijă cum vorbești cu tine. Nu te mai face proastă, nu te mai face incapabilă, nu te mai face leneș, nu te mai face, nu știu, nu mai vorbi urât cu tine, pentru că dacă ești genul de om care nu vorbește urât cu alții, dar vorbești urât cu tine, e rău, e grav. În general, oamenii care vorbesc urât cu alți oameni, nu vorbesc urât cu ei. E așa o constatare pe care am făcut-o eu de-a lungul timpului. Dar, în general, oamenii care vorbesc frumos cu ceilalți oameni, vorbesc urât cu ei, tocmai pentru că au impresia că le sunt inferiori. Dacă ești incapabil, s-ar putea să fie pentru că ți-a spus cineva. Și îți poți demonstra singur că nu e așa. Și trebuie să faci demonstrația aia pentru tine, nu pentru ceilalți. Adică pe mine mă plictisește cumplit când aud aia. Las ca să arăt eu că sunt capabilă. Nu mă interesează să-mi arăți nimic. Așa, în general, oamenii, dacă și-au format o opinie, foarte greu mai schimb despre ei, așa că nu e, poți să faci orice. Dar demonstrează-ți ție, sufletului tău, demonstrează-i că nu e adevărat ce zic oamenii aia. Și așa crești încrederea aia pe care o ai în tine. Și punctul, nu știu, al câtelea, că nu l-am numărat, ultimul este să înveți să te iubești. Iarăși, foarte clișeic. Îl auzim peste tot și foarte catchy, așa sună bine, dar prea puțină lume știe să facă chestia asta. Prea puțină lume, exact ca la aia, cum ziceam eu, cu acordă-ți timp, știți, discursul general zice acordă-ți timp și în momentul în care îți iei 5 minute ca femeie ca să te duci să te speli, să te aranjezi, mamă, nenorocit-o, știți, cam așa e și cu iubirea, ai grijă să te iubești. Prea puțin fac chestia asta, este foarte clișeic, sună foarte bine, sună pompos, e plăcut când auzi iubește-te, dar prea puțin fac treaba asta pentru că nu știm cum. Adevărul ăsta este că autoflagelându-te constant și trăind într-un mediu toxic, e normal să nu știi cum să faci treaba asta, este normal să-ți fie imposibil să-ți dai seama cum mama naibii ar trebui eu să mă iubesc? Adică ce înseamnă asta? Adică cum? Da? Este foarte, foarte greu să faci treaba asta. Și cred că iubirea asta de sine pleacă tocmai din ideea asta de a nu mai fi atât de rău cu tine, de atât de acid, atât de sever. Spun eu, sunt cel mai mare critic al meu. Lumea are impresia că eu sunt foarte liniștit, așa, știți, mă vede, da, lui asta nu-i pasă nimic. Dar nimeni nu știe în mintea mea, de fapt, câte mustrări de conștiință îmi fac pentru cea mai mică chestie, cât mă consum pentru cea mai mică chestie, pentru că eu nu stau să verbalizez. Sunt genul de om care nu mai verbalizează, nu se mai isterizează pentru nimic, adică par foarte impasibilă la multe lucruri, se întâmplă chestii și eu sunt, da, ok, dar de fapt în mintea mea mă consum foarte tare, drept dovadă anxietatea și depresia mea, de unde credeți că le-am obținut, că nu le-am dobândit așa, nu le-am cules din pom. Normal că trebuie să le scot de undeva, nu? Așa, și e foarte greu să înveți să te iubești, mai ales când ești într-un mediu din ăsta toxic, în care nu ești bun de nimic, în care nu faci nimic bine. Și cred că cred că aici contează mult să înveți ce-ți place să faci, ce vrei tu să faci, ce vrei tu, că vrei tu, nu ce vor alții să faci. Să faci lucrurile pentru că vrei tu, cum vrei tu, când vrei tu și așa mai departe. Nu cum îți spun alții.
Da, e foarte mult de discutat pe chestia asta și vă mai recomand dacă vă pasionează, pe mine nu mă pasionează, recunosc, nu mă pasionează și de-aia am lăsat-ul la final, să faceți journaling, adică să țineți un jurnal. Eu nu pot să țin un jurnal, dar fac liste. Îmi fac liste. Constant. Am liste și în telefon și în laptop și în toate agendele, peste tot am liste cu diverse chestii, cu motive, cu și așa mai departe. Și e o chestie care funcționează, adică 10 motive pentru care nu sunt atât de incapabilă pentru cum mă crede lumea. Le trece acolo pe listă. Sau 10 motive pentru care nu sunt chiar atât de nenorocită. Nu știu, zic și eu. Știți? Adică ajută mult chestia asta, că e una când le gândești și una când le scrii. Și cred că e foarte important să, de-a lungul timpului, să încercăm să ne curățăm și să scăpăm de toxicitatea asta. Tot aud de detox, 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 detox. Detox se face foarte simplu. Nu mai mânca porcării 3 zile și să vezi cum faci detox instant. Și să detoxifie organismul fără să bagi tot felul de substanțe în tine. Dar trebuie să faci un detox din ăsta, un cleansing mental și un cleansing emoțional și un cleansing de oameni, să mai faci curățenie de oameni prin jurul tău, pentru că lucrurile astea sunt mai toxice decât prostiile pe care le mâncăm. Așa că gândiți-vă la aspectul ăsta. Îmi doresc din tot sufletul ca absolut toată lumea care mă urmărește să aibă încredere în sine, să reușească în absolut orice își propune și să fim așa o comunitate de oameni veseli și optimiști și pozitivi și care reușesc să treacă peste lucruri și care își nu consideră că sunt insignifianți pentru cei din jurul lor. Pentru că e mare lucru în ziua de astăzi să poți să realizez treaba asta în mintea ta, că, bă, nu sunt atât de insignifiant cum încearcă unii să mă facă să par. Este enorm, din punctul meu de vedere. Cam atât. Dați un like și un share la clipul ăsta, nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o, veniți și pe Instagram, că vorbesc acolo în fiecare zi cu voi și vă țin la curent cu postările mele. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!